Povestea începe cu trei personaje importante care dau focase șefului unui șofer de camion. Singurul supraviețitor este fiul șefului, Bavani. Dacă l-ar ucide pe Bavani, cei trei ar deveni principalii suspecți, deoarece erau principalii ai tatălui său. Pentru a evita suspiciunile, ei decis să-l lase în viață, făcându-l martor și forțându-l să depună mărturie falsă că incendiul a fost un accident. După acest incident, Bavani este trimis la departamentul de probațiune pentru minori, unde funcționarii sunt plătiți pentru a face viața mizerabilă. Bavani este hrănit doar o dată pe zi, este bătut în timpul somnului și trește sub chinuri constante pentru a-i frânge spiritul și a-l împiedica să facă probleme. În timp, Bavani se adaptează la suferință, durerea nu-l mai deranjează, devine indiferent. De fapt, suportând durerea atât de des, Bavani începe să lovească pereți închisori în mod regulat, acumulând o forță incredibilă în pumnii săi. Într-o zi, se zvonește că Bavani a scăpat. De fapt, el îl caută pe unul dintre cei trei bărbați, nu pentru a se răzbuna, ci pentru a-i propune înțelegere. În acel moment, Bavani se oferă să le plătească o sumă constantă de bani în schimbul libertății sale. Folosind experiența și cunoștințele dobândite de la tatăl său decedat, Bavani organizează șoferii de camion, convingându-i să plătească o sumă pentru fiecare călătorie pe care o fac. În schimb, aceștia nu mai trebuie să-și facă griji cu privire la permise sau inspecția ale poliției, că Bavani elimină paznicii care stau în cale și colectează documentele esențiale. Treptat, Bavani obține controlul asupra șoferilor din oraș. Câștigurile sale cresc, iar plățile către cei trei șefi rămân constante. El recrutează chiar și orfani, drept colaboratori loiali. În ce dar singur, Bavani își construiește imperiul și devine cel mai detemut personaj din regiune. Între timp, la biroul administrației locale, funcționarii primesc adesea rapoarte de despre haosul din centrul pentru minori. Au fost trimiși numeroși profesori, dar niciunul nu a rezistat mai mult de o lună. A doua zi, Bavani participă la înmormântarea șefilor pe care ucisese în secret. Printre cei prezenți se află și un oficial guvernament care era un apropiat al acestora. În acel moment, Bavani plănuiește să acționeze pe calea amiabilă, sperând să obțină sprijin în viitoarele alegeri ale asociației piloților. Nefiind dispus să-l sprijine, oficialul se pregătește să plece doar pentru a fi lovit mortal de un camion orchestrat de Bavani. Văzând influența lui Bavani, alții sunt de acord să-l susțină în alegeri. Înapoi la închisoare pentru minori unde a fost Bavani, adolescenții nu mai sunt doar răutăcioși, ci au devenit vicioși și imposibil de controlat. Auzind că vine un nou profesor, adolescenții se adună nerăbdător la ușă pentru a-l întâmpina. La scurt timp după aceea, John, un profesor în sărcina să educe și se i pe acești tineri, intră în clasă. Spre deosebire de profesori obișnuiți, John nu manifestă nicio urmă de autoritate. Chiar și în clasă, ele ordone elevilor să plece și să sară peste lecțiile formale. În timp ce John zăbovește în clasă, doi frați, Shiva și Raiju, se apropie. Vor să împărtășească informații vitale despre instalație, dar găsindu-l pe John adormit, îi strecoară un bilet în buzunar. Când se trezește și se pregătește să plece, John își găsește anvelopa mașinii înțepată. Ca urmare, împrumut o bicicletă de la un membru al personalului, unde un polițist local de gardă îl sfătuiește să fie atent, deoarece adolescenții de ei sunt diferiți de cei din alte orfelinate. Se pare că jumătate dintre ei sunt dependenți de droguri, nu din alegere, ci prin constrângere din partea unui personal. Só o grupo obscura. În acea seară, Shiva și Raiju sunt chemați de Bavani, care se dovedește a fi persoana din spatele drogurilor, care distrug pe acești copii. Aparent, Bavani afla de încercare de a lui Shiva și Raiju și le raportează adevărul despre orfelinat. Fără niciun pic de milă, Bavani bate până la moarte. A doua zi dimineață, Shiva și Raiju sunt găsiți fără viață în sala de clasă. John este cuprins de șoc și neîncredere. În, în calitate de profesor responsabil pentru cei doi, John este dus la secție de poliție, fiind considerat responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat cu cei doi frați. La căderea nopții, Bavani acceptă o invitație din partea lui Rajeș, ultimul candidat rămas în alegerile viitoare. El este surprins să-l vadă pe Bavanii susin singur, fără omul său. Ca și Bavanii, și a folosit tactici nemiloase și înșelătoare pentru a-și atinge scopurile și l-a invitat pe Bavanii cu intenția de a lucide, la fel cum a făcut Bavanii cu candidați anteriori. În acest timp, și a crezut că el și cei trei oameni ai săi vor fi suficienți pentru a lucide pe Bavanii, dar s-a înșelat amarnic. Cu ușurință, Bavanii adoboră pe oamenii lui Rajeș unul câte unul, lăsându-l doar pe el, acum lipsit de apărare. Între timp, la secția de poliție, John asistă la o scenă sfârșitoare. Mama a lui Shiva și a lui Raiju, plânge implorând dreptate... Dar poliția leneșă, neinteresată de cazurile care nu le aduc bani, decide să o reducă la tăcere aruncându-l pe John într-o celulă, transformându-l în țapii spășitor pentru o liniști. În timp ce se află în celulă, John descoperă în buzunar un bilet care dezvolte adevărul teribil despre orfelinat. Shiva și Raiju explică faptul că ei sunt frați și provin dintr-o familie săracă. Raiju a furat odată o bucată de pâine pentru fratele său Shiva, care murea de foame. A fost un incident minor, dar cei doi au fost obligați să intre în centrul de minori pe baza unor acuzații exagerate. În orfelinat, Shiva, Raiju și toți ceilalți copii au fost forțați să ia droguri până la dependență. Bavani a orchestrat toate acestea pentru a-i ține închiși acolo, având nevoie de țapii spășitori pentru crimele sale. Citim biletul, John este emoționat până la lacrimi, devastat de nedreptatea care le-a fost făcută. La scurt timp după aceea, un grup de huligani trimiși de Bavani sosește pentru a-l înfrunta pe John. Capitanul poliției, care acceptă în mod regulat mita de la Bavani, își dă seama rapid de intențiile lor și pleacă împreună cu ofițerii săi, lăsându-l pe John să se confrunte singur cu bătăușii. În acel moment, huliganii cer lui John să părăsească orașul, amenințându-l cu violență dacă refuză. Dar atunci când este amenințat, John reacționează lovindu-i pe Oligan fără efort, insuflându-le teamă, când aceștia își văd camarazii căzând unul câte unul. John îi doboră rapidă. Auzind agitația de afară, poliția crede inițial că John a fost bătut și se teme că bătăușii și-au pierdut controlul, fără să știe că bătăușii sunt cei care sunt bătuți. Folosind telefonul unei dintre bătăuși, John ia în cele din urmă legătura cu Bavani, ceea ce duce la prima lor confruntare directă. În acest schimb de replici, Bavani află adevărul despre trecutul lui John, care a fost cândva un tânăr cu probleme, care a și frecven frecvent din închisoare, până când a ales să schimbe viața, urmând o educație superioară și devenind în cele din urmă profesor la universitate. În acel moment, John spune clar că nu-i pasă cine este Bavani, deoarece singura sa misiune este să reformeze copiii și se conducă spre un viitor mai bun. A doua zi după ce a fost eliberat, John se întoarce la centrul de minori cu o nouă înfățișare și un nou scop. La început, adolescenții îl mustră, dar John nu se dă înapoi. În schimb, decide să le dea o lecție, confruntându-i pe cei trei membri corupției personalului, despre care descoperă că sunt și implicați în crimele lui Bavani. După confruntarea cu personalul, adolescenții încep să se teamă și să respecte pe John, devenind mai receptiv la disciplină și chiar aruncând obiecte care nu au ce căuta în centru. Cu ajutorul studenților voluntari, John transformă orfelinatul murdar într-un loc curat și primitor. El merge chiar mai departe, tăim părul și mustățile tuturor adolescenților pentru a le oferi un aspect nou. Daz raportează rapid acest lucru lui Bavani, care ordonă să creeze interferențe pentru a sabota eforturile lui John. Ignorând aceste interferențe, John se duce spre de reședința lui Bavani, de la periferia orașului, înarmat cu unele informații furnizate de un membru al personalului. În acel moment, el răpește pe cineva abia și de la duș pentru a-l forța pe Bavani să se dezvăluie. Înăuntru, Johnny găsește pe oamenii lui Bavani adunați. Când John cere să știe cine este Bavani, persoana pe care o ține în brațe ridică o mână, dezvăluind că el este de fapt Bavani. Surprins, dar neînfricat, Johnny strânge capul lui Bavani, umilindu-l în fața oamenilor săi. Cum John controlează situația, Bavani nu are de ales decât să lase să facă cum vrea el. A doua zi, Bavani îl sună pe John pentru a-l avertiza că Bar nu are cu cine are de face. Bavani pretinde că are o armată de șoferi de camion și amenință că va face rău tuturor studenților voluntari care lucrează la orfelinat. Din cauza acestei amenințări, unii dintre studenții lui John își pierd viața. Nu se oprește aici, Bavani plănuiește să-și mute operațiunile în altă parte și îl însarcinează pe das în carci orfanii într-un camion-container. Auzind că copiii sunt luați, John, care era în drum spre casă, se întoarce repede la orfelinat. Interoghează câțiva oameni și îi forțează să dezvole locația copiilor. Folosindu-și mai degrabă abilitățile de orator decât violența, Johnny îi face să înțeleagă cine este cu adevărat Bavani, persoana pe care au respectat-o în tot acest timp. Explicațiile sale clare și logice îi conving și dezvolen cele din urmă planul lui Bavani. Fără să piardă timpul, John pornește în urmărirea unui convoi de camioane încărcate cu bani, droguri și copii orfani. Însoțit de un student, profesionist cu arcul, John reușește să oprească camioanele, făcându-le să scape de sub control. Când camioanele se opre, Das îl confruntă furios pe John cu privire la interferența sa continuă. John își folosește din nou cuvintele pentru a-l face pe Das să realizeze adevărul. Dintre toți copiii de la orfelinat, Das ar fi primul care ar fi sacrificat dacă poliția ar investiga crimele lui Bavani. Lui Bavani pasă doar de el însuși, iar Das este doar un pion de care va scăpa atunci când îi convine. La scurt timp după această conversație, Das ajunge la nu a lui Bavani, un depozit de carne. Exact așa cum a prezis John, Bavani le ordonă oamenilor săi să-l ducă pe das într-o zonă izolată, cu intenția de a-l ucide pentru că știe prea multe. Între timp, alți oameni inspectează containerul în care se află copiii, doar pentru ca John să iasă din interior. După înfrângerea tuturor securiștilor, rămâne doar bavanii. În aroganța sa, bavanii acordă lui John două minute pentru a lucide, presupunând că John va ieșua, dar John nu este o persoană care să fie subestimată. Oricât de puternici ar fi pumnii cuiva, aceștia nu se compară cu oțelul. Din acest motiv, Bavani își pierde rapid avantajul mai ales că John lovește constant în același loc, slăbindu-l și mai mult. Când Bavani este în sfârșit învins, încearcă să-l mituiască pe John cu promisiuni de bogăție, dar John rămâne indiferent. După toate viețile pierdute din cauza lui Bavani, John nu ezită să-i pună capă spânzurându-l de un cârlic de carne. La ceva timp după incident, da, și unii dintre adolescenți implicați în crime sunt condamnați la închisoare pentru adulți, unde sunt preluați de deținuții înrăiți. Ei nu-și dau seama că așteaptă o față cunoscută, John, care știe de mult să se descurce între zidurile închisorii. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare. Arrivederci!